Citim ultimul verset din Psalmul 93 care s-a citit acum seara, versetul 5 care spune așa: mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Amin, amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. În seara aceasta aș dori să continuăm mesajul chemare la sfințenie. Chemare la sfințenie, numărul 2, al doilea mesaj din această serie. Duminica trecută am menționat și am scos în evidență faptul că sfințenia are două dimensiuni, două laturi, două părți, două aspecte. Este dimensiunea divină care se referă la sfințenia pe care am primit-o, care ne-a fost acordată. E ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Și apoi e dimensiunea umană, când vorbim despre sfințenia care trebuie trăită, aplicată în mod constant și zilnic. Dacă rămânem doar la dimensiunea divină, așa cum mulți în zilele noastre fac și în America și în România și în alte părți, foarte mulți accentuează doar acest aspect. Vorbesc despre sfințenia care Dumnezeu o dă și o acordă, și Dumnezeu îi numește sfinți pe oameni prin credință și prin spălarea sângelui. Mulți accentuează doar acest aspect și dacă ne oprim la acesta, credincioșii o să trăiască așa cum trăiește lumea. Și consider că acesta este motivul pentru care tot mai mult biserica se aseamănă cu lumea. Biserica și lumea sunt două entități diferite și separate. Biserica și lumea, nu vă spun o noutate, sunt două entități separate și diferite. Una e lumea și alta e biserica. Așa cum pe vremuri era Israel și neamurile. Israelul a fost un popor special, ales de Dumnezeu, diferit de toate celelalte neamuri. Dumnezeu a cerut lui Israel să trăiască o viață sfântă, i-a dat legi și porunci. Și de nenumărate ori în Vechiul Testament Dumnezeu le atrage atenția: voi nu sunteți ca și celelalte neamuri. Una e să faci parte din Israel și alta e să fii dintre neamuri. Acum, în perioada Harului și a Noului Testament, biserica a preluat locul vechiului Israel. Și biserica e poporul lui Dumnezeu care aparține lui Dumnezeu și lumea e lumea care aparține celui rău și trăiește pentru cel rău. Sunt două entități separate. Cu fiecare an care trece, biserica se apropie tot mai mult de lume. Distanța, demarcația între biserică și lume e tot mai invizibilă, tot mai greu de văzut. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că lumea se sfințește? Sau pentru că biserica scade din punct de vedere spiritual la nivelul sfințeniei? Care credeți dumneavoastră că e răspunsul? De ce biserica, în general vorbind, se aseamănă tot mai mult cu lumea și se apropie în fiecare an tot mai mult de lume? De ce? Pentru că lumea se sfințește? Lumea se sfințește? Faceți din cap așa dacă credeți că nu, să știu că comunicăm împreună. Așa e că nu. Lumea nu se sfințește, dimpotrivă, lumea merge tot mai jos. Și atunci de ce biserica o ia după lume? Pentru că de la anvoane și în biserici se accentuează și se oprește doar în predicare la sfințenia pe care Dumnezeu o dă și o acordă și se opresc
aici, pentru că partea a doua e mai grea, e mai dificilă. Acum există un alt risc. Dacă accentuăm prea mult dimensiunea umană, se pierde din vedere sau se neglijează valoarea jertfei și a lucrării Domnului Iisus Hristos în noi. Vin ceilalți, dacă noi predicăm doar despre aspectul uman și arătăm ce noi trebuie să facem, noi trebuie să facem fapte bune, sfințenie prin eforturile noastre, dacă punem accent doar pe aceste aspecte, vin ceilalți creștini și ne atacă și spun: da, voi credeți că de-aia o să ajungeți în cer? Pentru că voi mai faceți o faptă bună în plus, voi arătați puțin diferit, voi vă dați mai sfinți? Ați auzit, când ați auzit ultima dată expresia prea sfânt te crezi? Sau tu faci pe sfântul? De ce? Asta e arma diavolului, care să-l împiedice pe un om să trăiască în sfințenie. De ce totuși este important aspectul uman și trebuie predicat și trebuie să ne oprim la el? Așa cum e menționat și spuneam și data trecută, cred că mai bine decât oriunde în altă parte în Scriptură, versetul 2 din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, scoate în evidență aceste două aspecte ale sfințeniei. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, adică sfințenia care am primit-o, care ne-a fost dată, care ne-a fost acordată. Noi am fost un lucru care s-a realizat. Am fost sfințiți în Hristos, dar, virgulă, suntem chemați să fim sfinți, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele Domnului. De ce este important aspectul uman? Răspunsul cel mai important pentru mine este pentru că lumea din afară nu vede sfințenia acordată, dată de Dumnezeu, nouă, care se realiza din punct de vedere spiritual în noi, numai în măsura în care noi reușim să transpunem această sfințenie și să o aplicăm în viața zilnică. Deci țineți cont, fraților, ceea ce Dumnezeu a realizat în noi, ceea ce Dumnezeu a lucrat în noi într-un mod supranatural, o lucrare care nu se putea realiza fără jertfa lui Hristos, fără sângele Lui, e o minune. Harul acesta pe care îl avem să ne sfințească Dumnezeu și să ne numească sfinți. Dar ceea ce a realizat Dumnezeu în noi nu-i văzut de lume, numai în măsura în care noi putem să aplicăm ceea ce ascuns și e spiritual în noi. De aceea trebuie să accentuăm și să predicăm și să vorbim despre dimensiunea umană a sfințeniei. Și în seara aceasta aș dori să ne oprim la două piedici în calea sfințeniei vizibile, sfințenie aplicată, sfințenie practicată, sfințenie trăită. Două piedici, piedici în calea sfințeniei. De ce nu vrem, cu alte cuvinte, să trăim sfânt, adică separat și diferit de lume, separat și diferit? Prima piedică e dorința de a fi ca toată lumea. Dorința de a fi ca toți ceilalți. Și ăsta e contrastul separării. Dumnezeu ne spune să ne separăm de lume, să nu fim ca lumea, dar în noi, în genele noastre, e dorința de a fi ca ceilalți. Dacă aparținem unui grup, nimeni nu vrea să fie ciudat. De exemplu, dacă mergi la o echipă de cei mai populari, fotbalul sau basketul, fetelor, băieți, cei mai populari? Fotbalul? Basketul? Ia, pentru unii basketul, pentru unii fotbal. Ne înțelegem de minune, e foarte bine până aici. Dacă mergi la o echipă de basket, și toți din echipă poartă tricou albastru și pantaloni galbeni și Adidas roșii,
roșu, galben și albastru. Am și făcut tricolorul. Așa. Albastru, galben, roșu. Toți în echipă se îmbracă așa. Și vine un altul. Câți sunt? 6 sunt într-o echipă. 7 câți sunt? Zgrozav acum cât mă pricep la basket. Câți sunt în echipă? 6? Yes. Ok. 5. Unii nu sunt de acord. Nu contează. N-are importanță câți. For the sake of the argument, it's good. 6. Ok? Tu ești al 6-lea. Tu ești al 6-lea. Și spui, și eu vreau să joc în echipă. Și eu. Dar eu nu mă îmbrac ca și ceilalți. Eu îmi iau tricou negru, îmi iau shorts bleu-marin și Adidas alb. Cine face lucrul ăsta? Cine vrea să fie ciudat în felul ăsta? Nimeni. Păi dacă vrei să faci parte din echipă, vrei să fii asimilat de echipă, vrei să fii ca toți ceilalți din echipă, e dorința omului. Dacă să faci un grup undeva, ori de ce natură ar fi grupul respectiv, și să pune o anumită regulă, mă, poți să faci parte din grupul ăsta dacă, nu-i nicio problemă, dacă plătesc, dacă mă îmbrac așa, dacă mănânc așa, poți să faci parte din grupul ăsta dacă bei și tu bere. Hai să-i numim grupul creștinilor care beau bere. În ghilimele, că nu este. Ăștia nu sunt creștini adevărați, sunt creștini numai vopsiți, așa, cu numele. Dar sunt și din ăștia. Mă, dacă vrei să faci parte din grupul nostru, trebuie să bei și tu bere. Și atunci, dacă tu vrei să faci parte, trebuie să începi și tu să te porți ca și ceilalți. Când vrei să faci parte dintr-un grup, tu nu vrei să fii ciudat, nu vrei să fii diferit, vrei să fii ca și ceilalți, cu excepția ciudaților. Dați-mi voie să fac o paranteză aici. Că sunt și oameni care vor să fie diferiți. De ce vor să fie diferiți? Pentru că vor să fie diferiți, nu vor să fie ca și ceilalți. Ei zic, băi, eu nu sunt ca toată lumea. Și de aceea aveți ciudați în lumea asta. De aceea aveți oameni, noi spunem că ori îți loviți în sistem, ori au căzut pe spate, ori au căzut pe față, ori ceva s-a întâmplat cu ei, au fost într-un accident și nu și-au mai revenit niciodată, sau mai știu ce scuză găsim. Dar îți ciudați. Ei, este o categorie de oameni care așa sunt ei, ciudați, ei vor să fie diferiți, să nu fie ca toată lumea. Dar majoritatea oamenilor vor să fie ca toată lumea. Această caracteristică nu ne ajută pe noi în viața de credință. Faptul că în noi există dorința să fim ca toată lumea, asta nu ne ajută. Pentru că noi privim în jur la ce se întâmplă și noi spunem, da, vrem să fim ca toți ceilalți, în timp ce Scriptura ne spune să fim separați. Și citim cuvântul care îl cunoașteți, sunt convins că îl cunoașteți, că îl citim des și cred că nu îl citim prea des. Din 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15, 16 și 17, notați-vă, astea sunt niște cuvinte extraordinare care rămân în picioare pentru totdeauna. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Deci este o separare, nu? Să faci o separare între lume și biserică, între poporul lui Dumnezeu și poporul celui rău. Există un cod și scris și nescris care ne face pe noi diferiți. Ne punem întrebarea, suntem noi diferiți de ceilalți din lume? Și răspunsul e da. Și a doua întrebare, cum? Cum suntem noi diferiți de toți ceilalți din lume? Well, știu, în primul rând suntem diferiți pentru că noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și El ne-a mântuit, slăvit să fie numele Lui. Deci ăsta e categoric, de aici se începe credința. Așa suntem noi diferiți. Dar credința asta nu-i doar la
în nivelul minții, nu e doar o filozofie pe care noi o acceptăm, o învățătură pe care noi o acceptăm. Această realitate merge mai departe. Cum suntem noi diferiți? Fetelor, băieți, frați, surori, cum suntem noi diferiți? În ce aspecte putem sau trebuie să fim noi diferiți? Și eu doar le menționez că cu timp și în viitor ne vom mai opri la unele dintre ele. Noi suntem diferiți în îmbrăcăminte. Ar trebui să fim diferiți în îmbrăcăminte. Nu în mod dramatic. Adică nu o să fim noi ciudați oarecum. S-ar putea să fim interpretați ca și ciudați de cei din lume. Dar nu trebuie să umblăm noi cu saci și cu cizme de gumă sau mai știu eu chestii ciudate care nu fac sens sau lucruri pe care nu le cere Dumnezeu. Dar trebuie să fim diferiți în îmbrăcăminte, pentru că îmbrăcămintea trebuie să arate bun simț, bună cuvință, modestie, simplitate. Astea sunt lucruri promovate de Scriptură și când oamenii se uită la noi, ar trebui să fim un pic mai modești ca și ceilalți. Chiar și în îmbrăcăminte, îmbrăcați mai cuvincios. Acum în vremea în care dumneavoastră vedeți și știți, și nu vă spun o noutate și lucruri care mai predicăm din când în când. Acum când deviza e cât de multă piele poți să descoperi din trupul unui om, că cel mai mare organ în trupul unui om e pielea. Cineva cu un iz așa de glumă, un om foarte slab, cum am fost eu când eram în armată, că și acum nu-s prea gras, dar când am mers în armată, chiar că eram slăbuț. Și eu ziceam că-s 2 metri pătrați de piele și o roabă de oase. Cam din asta e făcut un om. Dacă ai dat pielea jos de pe un om și oasele le-ai separat, n-a mai rămas mult. Pielea e cel mai mare organ. Și vizibil, pielea acoperă trupul. Deviza lumii în care trăim e câtă piele se poate dezveli, să fie expusă public, că doar când o dezvelești și ieși în stradă, ești expus public, câtă piele poți să dezvelești și totuși să fie acceptat de societate. Fraților, surorilor, standardul pe care îl are lumea nu e identic cu al bisericii. Nu știu când o să înțeleagă credincioșii lucrul ăsta. Că doar nu e așa de greu. Standardul lumii nu poate fi identic cu a bisericii. Biserica spune așa: cât mai puțină piele expusă, adică cât mai multă piele acoperită cu îmbrăcăminte. Mânecile cât de lungi, rochiile cât de lungi, cât de puțin decoltate în față și în spate, adică cu cât e mai multă piele acoperită, cu atât e mai modestă persoana respectivă sau modest. Dar aici e o chestie mai specială pentru surori sau pentru fete. Lor le aparține aspectul acesta mai mult. Lumea taie din material. Până când a venit nou președinte, 8 ani în urmă. Acum eu nu mai știu, că nu mă mai uit la televizor, că am alte surse de informare și mi-am deconectat televizorul de mulți ani. Deci nu mai știu exact ce se întâmplă, dar așa din când în când am mai văzut. Femeile care erau la televiziune, reportere, prezentau știrile, newsurile. Până înainte ca să vină președintele acesta și the first lady, întotdeauna femeile aveau rochiile ceva mai lungi și umeri acoperiți. De când a venit prima doamnă, prima doamnă Americii a fost prima care a apărut în public ca și prima doamnă într-un moment festiv cu umerii dezveliți. Și de atunci aproape toate femeile care prezintă ceva la televizor, rochiile le sunt foarte scurte și umerii le sunt dezveliți. Ăsta e standardul lumii. Ăsta e un standard al lumii.
Dar nu-i standardul nostru, nu-i standardul bisericii, nu-i standardul Evangheliei? Cum adică tot mai mult să expui? A mai apărut altă păcăleală. Asta e cea mai mare păcăleală. Și puteți să zâmbiți, dar un pic de minte și de pocăință ar mai trebui aici. Și asta e pentru surori. Știți care e cea mai mare păcăleală pentru surori și pentru fete? Nu că se aplică, decât la un număr foarte mic, dar nu-i problemă. Că altele poate n-au băgat de seamă. Știți care e cea mai mare păcăleală? Televizorul ăsta și mass media le-a convins pe fete și pe surori că sunt îmbrăcate când își iau o pereche de ciorap pe ele. Își iau o pereche de ciorap de aia negri. Își ciorap. Nu-s pantaloni. M-au zis, nu-s pantaloni. Diavolul și lumea v-au păcălit. Își iau o pereche de ciorap și iese așa pe stradă. Și nu ascunde nimic ciorap pe ea, nu mă acoperă pielea. Hei, zice, uite, ăștia-s pocăiți, pantaloni pocăiți că acoperă toată pielea. Dar așa ți-o acoperă că e al doilea rând de piele. Nu acoperă nimic. Ca și cum ar fi în pielea goală, pe stradă sau în altă parte. Spune, dar m-am îmbrăcat. N-ați observat că în ultimii ani a apărut moda asta. În ultimii ani a apărut moda asta. Și spune că, dom'le, dar m-am îmbrăcat, uite că sunt cu pantaloni. Ăia-s ciorapi. Faceți diferența între ciorapi și pantaloni. Ciorapii se iau pe sub haine. Peste ciorapi se iau pantaloni, peste ciorapi se pune rochie. Nu vreau să vă dau lecție de croitorie, că nu-s bun croitor, dar am un pic de habar cu ce se întâmplă în lumea asta și văd pe unde vine diavolul. Și fură mintea, vă păcălește, vă minte. Asta e influența lumii. Și un lucru mărunt, un lucru care poate nu-i băgat în seamă. Dar la îmbrăcăminte noi trebuie să fim diferiți. Nici nu mă mai bag la tunsori, la vopsituri, la dinastia. Dumnezeu să aibă milă să dea minte la toți creștinii. Noi nu ne luăm după standardul care este în lume. Deci suntem noi conștienți de faptul că lumea are un standard și biserica are un alt standard. Și că noi nu putem trăi după standardul din lume, suntem noi conștienți de lucrul acesta? Chiar dacă sunt unele biserici care acceptă standardul din lume. Pentru că spun ei să-i cucerim, să aducem pe cât mai mulți oameni la biserică. N-are importanță că e ateu, n-are importanță că nu-i pocăit, n-a fost născut din nou, n-ascultă de Evanghelie, nu vine la rugăciune, nu-l interesează de Dumnezeu, dar să fie membru în biserică, să-și plătească cotizația, e ok. Și așa încet, încet înspre iad. Încet, încet înspre iad. Nu vrem lucrul ăsta. Să ne sensibilizeze Duhul Sfânt că biserica are un alt standard, fraților. Biserica are un alt standard, chiar și la îmbrăcăminte. La vorbire, lumea înjură, minte. Comite flirt, îs bărbați care își permis să vorbească cu femeile, cum nu este permis. Sau femei care răspund la un bărbat, cum nu este permis. E-mail-uri, texte sau mai știu eu ce. Omului Dumnezeu se păzește de vorbe cu două înțelesuri, mai ales când este vorba de persoane de sex opus. Mare grijă! Copiii Domnului și oamenii care vor să trăiască în sfințenie au un alt cod când e vorba de vorbire, relaționare, în afaceri, cu persoane de sex opus. În familie, omului Dumnezeu e cinstit, e corect, nu bârfește, nu înșală. Apoi, în fapte, oamenii lui Dumnezeu, oamenii din biserică, toată lumea știe că oamenii întorși la Dumnezeu nu beau, nu fumează, nu se droghează, nu umblă la baruri de noapte. Alt standard. Astea sunt vizibile. N-ar trebui de toate lucrurile acestea să fugim noi ca popor al Domnului? Să ne închidem inima și mintea pentru tot ce este în lume? Pentru ca să fim ai Domnului? Ce citea în seara aceasta fratele Ruben? Haideți să ne aducem aminte. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Și cum alegi viața? Cum o alegi? Fiecare zice, ia, eu vreau să aleg viața. E virgulă. Iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, așa alegi viața. Ascultând de glasul Lui,
lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Deci, cum? Iubind pe Domnul, ascultând de glasul Lui și lipindu-ne de El. Frați și surori, cu cât ne lipim mai mult de Dumnezeu, cu atât ne dezlipim de lume. Ne putem lipi și de lume și de Dumnezeu deodată? E imposibil. Cu cât ne lipim de El mai mult, cu atâta lumea e mai departe de noi. Doamne, ajută-ne! Prima piedică în calea sfințeniei aplicate, vizibile, e dorința de a fi ca toată lumea. Ăsta e contrastul separării. Și al doilea e refuzul suferinței sau prigoanei. Refuzul suferinței sau prigoanei. În momentul în care vrem să trăim sfințenia, vine prigoană și suferință din partea lumii. 1 Petru 4:14, Filipeni 1:29, 2 Timotei 3:12, citesc doar 2 Timotei 3:12, dacă vreți să proiectați, dar îl cunoaștem, versetul de azi, altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Când voi, când noi vom căuta să trăim, să aplicăm sfințenia, se va ridica prigoană din partea lumii, pentru că vom fi diferiți de ei și viața noastră îi va condamna și lucrul ăsta nu place lumii. Ei bine, acum lumea fuge de suferință. E o mare diferență între societatea în care trăim acum și societatea în care noi am trăit ca și copii. Majoritatea dintre noi, cei de vârsta mea și mai în vârstă și poate ceva mai tineri, au avut de suferit din cauza pocăinței. Au avut de suferit. Nu neapărat bătaie și închisoare. Unii au fost și bătuși și închiși. Dar nu neapărat. La locul de muncă și la școală. Mai țineți minte, fraților, cum își băteau oamenii joc de noi? Mai țineți minte cum ne luau păstă picior? Mai țineți minte cum făceau aluzii necuvincioase? Cum ne numeau în toate felurile? Era o vreme în care, dacă erai pocăit, credincios, te așteptai să suferi. Te așteptai să fii condamnat de ceilalți. Era ceva normal. Acum nu mai vrea nimeni să sufere. Zice, dar de ce să se râdă lumea de mine? De ce să râdă lumea de mine? Dar de alții se poate râde. Alții care n-au niciun motiv și care au o minciună în mână și o credință falsă. Pentru ei e ok să trăiască diferit și să arate diferit. Noi refuzăm suferința, refuzăm prigoana, vrem confort. Și dacă refuzăm suferința și prigoana, ce facem? Ne asemănăm cu lumea, acceptăm să fim asimilați de lume, ca să nu ne spună nimeni nimic, să nu ne judece nimeni, să nu ne condamne nimeni. De ce nu mai trăim diferit? De ce nu ne mai îmbrăcăm diferit? Pentru ca să nu fim condamnați. Femeile la locul de muncă, bărbații la locul de muncă, știu ce au avut de suferit în vremurile de demult. Dar era o suferință plăcută. Eu când am fost în România, pentru că lumea mergea pe jos, mă bucuram de faptul că surorile, de exemplu, veneau cu rochie și erau rochii lungi și erau învelite. Purtau un batic sau o năframă sau cum era obiceiul, sau o eșarfă, purtau ceva pe cap. Și dacă mergeai într-o localitate unde nu știai unde e biserica, nu era nicio problemă. Era nicio problemă. Că vedeai persoane îmbrăcate cu vincios și te luai după ele și mergeai la biserică. Toată lumea știa că-s pocăite. Dar și tu ca și străin. N-am să uit niciodată, eram copil, nu știu dacă într-o permisie în armată am trecut prin Arad pentru prima dată, n-am fost niciodată.
am trecut prin Arad, doar în gară m-am oprit. În gară m-am oprit, în trecere, acolo am făcut o conexie. Nu mai știu de unde veneam și unde mergeam, dar țin minte experiența aceea. Am fost în gară, în Arad, n-am cunoscut absolut pe nimeni. M-am uitat în stânga, dreapta, atâta lume, copil tânăr. Măi, ce bine ar fi să mă întâlnesc cu cineva pe care îl cunosc, să pot să stau de vorbă. Și nu știu de unde au apărut, au intrat două surori, mi-am dat seama imediat că surori. Au intrat în gară și eu m-am apropiat. Așa, și am zis, nu vă supărați, de unde sunteți? Păi, nu știu exact ce mi-a spus. Sunteți credincioase? Da, suntem. Suntem pocăite. De unde veniți? Ori veneau de la biserică, ori mergeau la biserică. Și am început poveștile și despre ce am vorbit. Am vorbit despre Evanghelie, despre Hristos. Ne-am simțit parcă suntem din același trup, din aceeași categorie de oameni care îs urâți de lume, dar iubiți de Hristos, iubiți de Dumnezeu. Urât de lume, iubit de Dumnezeu. Să știți că nu-i rea poziția aia. Știți că nu-i rău. Nu e rău să fii urât de lume și iubit de Dumnezeu. E foarte bine, fraților. E foarte bine. Și am dorit să fim acolo. Să fim acolo prin viața și trăirea noastră. Ce bucurie era când te puteai întâlni cu un frate, cu o persoană. Acum, dacă spune cineva că e creștin, what does it mean? Ce înseamnă? Nothing. E zero. Spune că e creștin, vine și-ți lucră la ceva în casă. Oh, I'm a Christian. Și când i-o scăpa șurubelniță, o tras o înjurătură. Bă, ăsta e creștin de la... E creștin, dar e din ăla care înjură. După care se obosește un pic, iasă afară și trage o țigară. Mă, ăsta e creștin din ăla care fumează. Bun, mă, e creștin care înjură și care fumează. Dar altceva, ce mai face? Păi cum ți-e familia? Păi nu, a doua nevastă m-a lăsat. Și să caută pe a treia acum. Și a treia o să fie super. Aia o să fie bine. O, ăsta e și creștin care divorțează. După aia îți dai seama că te-o păcălit când s-o dat bidul. Și că nu a făcut mare lucru și te-o lăsat cu un bil puternic. Mă, nu, acum avem creștini de toate culorile. Ce mai înseamnă creștin acum? Ce mai înseamnă? Țineți minte de vremea când creștini s-au pocăit. Însemna ceva. Avea o greutate. Toată lumea știa că pocăiții sunt diferiți, așa-i? Pocăiții sunt diferiți. Și-s de cuvânt și te poți baza pe ei și sunt serioși. Și se țin de treabă și nu întârzie la servici. Și lucrează dacă le dai ceva. Și nu trebuie să stai după ei. Și ăștia nu-și beau banii. Ăștia nu-și bat nevestele. Ăștia nu-și abuzează copii. Ăștia sunt oameni diferiți. Fraților, asta înseamnă să trăiești o pocăință și o sfințenie care se aplică și se vede de cei din lume. Să dea Domnul să vină o vreme în care cei care sunt pocăiți numai de formă, ori să se lase de pocăință, ori să se pocăiască. Că nu m-aș bat joc de numele de pocăit și fac de rușine pocăința. Când separarea e publică, e vizibilă și seriozitatea e mai mare. Și seriozitatea e mai mare. Dacă toată lumea știe că ești pocăit, că ești born again Christian, că aici acum să zic ești pocăit, repented, eh? It doesn't mean anything. But if you are a born again true Christian, if everybody knows, dacă toată lumea știe la școală și la servici, așa e că e o responsabilitate pe umerii tăi. E o responsabilitate. Ai grijă cum vorbești, cum te porți, că imediat vine colegul și spune... What are you? I thought you're a Christian. Christians don't do this. Oh, born again Christian. Creștin născut din nou. Ați văzut câte categorii de creștini sunt? Creștin tradițional, creștin protestant, creștin evanghelic, creștin născut din nou. O fi creștin, ăia care sunt de două ori creștini, probabil că ăia sunt pocăiții adevărați. Dacă știe lumea la școală că sunteți born again Christian, not necessarily Romanian, it doesn't matter, dacă ești born again Christian, născut din nou creștin, așa e că trebuie să fii mai atent. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, să nu facem de rușine numele
pe care îl purtăm. Până și titlul de frate, că noi așa ne numim. Noi ne numim frați și surori, dar nu mai merge asta. It has to be ladies and gentlemen, nu mai brothers and sisters, asta e demodat. Noi trebuie să fim ladies and gentlemen, ca așa e toată lumea. Toată lumea e ladies and gentlemen. Și noi nu mai putem să ne salutăm cu pace. Nimeni, nu, hai să nu zic nimeni, aproape nimeni dintre tineri, care vă mai salutați voi cu pace? Ce e aia? Pace. Asta e o chestie demodată. Dar ăsta e un simbol, e un salut biblic al creștinilor. E hai. De ce e hai? Pentru că toată lumea se salută cu hai. Hai și bai. Este normal lucrul acesta pentru lumea în care trăim. Și în biserică trebuie să fim foarte atenți. Mâine o să fie domnul și doamna, nu o să mai fie fratele și sora. Chiar și între slujitorii ordinați sunt locuri și sunt biserici care nu mai spune fratele. Întotdeauna spune păstorul cu tare. Nu cumva să fie înjosit păstorul sau diaconul, să folosește titlul și după aia numele lui, pentru că na, toată lumea ține cont de titlu și de poziții. Noi ne-am obișnuit să ne adresăm frați și surori. Că dacă Domnului nu este rușine să ne numească frați, o, fraților, asta e o mare cinste, e un mare har. Acum trebuie să avem mister pe business cards, domnul, doctor și așa mai departe. Frați și surori, dacă nu suntem de acord să trăim diferit de cei din lume, dacă nu suntem de acord, înseamnă că nu mai vrem să suferim. Nu mai vrem să suferim. Nu mai vrem să se râdă nimeni de noi, să ne bajocorească nimeni. Ba unii zic că eu de aia am venit în America și în America noi să nu se râdă nimeni de copiii mei, să nu se râdă nimeni de mine, să mă bajocorească nimeni. Da, trăim într-o lume liberă și să profităm de libertatea asta. Dar dacă vrei să trăiești sfânt, s-ar putea cineva să se râdă de tine. S-ar putea cineva să te bajocorească. Nu lăsa ca aceste piedici să stea în calea sfințeniei pe care te-a chemat și m-a chemat Dumnezeu să o trăiesc. Vrem să trăim diferit sau numai să spunem că suntem diferiți? Vrem să trăim diferit? Vrem să trăim pentru Domnul? Vrem să fim un popor al Domnului? Să ne ajute Dumnezeu, fraților, așa să căutăm să fim. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune, să vedem într-un duc de rugăciune și cercetarea Duhului, să vedem unde am slăbit, să vedem unde am căzut, să vedem unde ne-am răcit, să vedem unde am acceptat standardul lumii și am pus sub picioare standardul lui Dumnezeu, să vedem unde suntem vinovați, să vedem unde am greșit, să vedem de unde am căzut, să vedem ce ar trebui să îndreptăm, să vedem dacă nu cumva dorința de a fi ca toată lumea ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu și nu cumva refuzul suferinței și a prigoanelor sau prigoanei ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu.